Bună seara! Sau o plin în persoane necunoscute, două fiici, nici nu știu oamenii la față bine. Da? Și voi cu noi, probabil. Noi, voi nu știți, deja e bine. Asta, da, dar cred că e cel mai important. Bine, eu nu vă cunosc, deci n-am zis, vă știu că atâția mama mie. Deci noi o să ne prezentăm. Mie îmi spune Olesa, eu sunt consultant financiar în cadrul companiei Double Case. Astăzi, masterclass-ul o să-l duc împreună cu domnul Andrei. La fel consultant financiar la noi în companie. Și haideți să vedem care a făcut azi profit. Și pe ce? Te spit așa ce ți-o spune. Nu, că așa nu străi, deci numai eu unul poate fac profit. Ce ați făcut profit? Pe spie. Am pe spie, instrumentul de bază. Bun, pe aur cotație? Pe aur. Pe dolar. Aur. Pe dolar. Pe dolar. Cui petrol îi place? Bun. Ați făcut profit? Super. Vă opresc după masterclass și vă învățăm. Ați uitat, pe general, petrolul, ce e postanță, cum înseamnă? Sus, la ce nivel el stagnează? 75. 74 și ceva. În weekly ați plasat? Ați uitat graficul din weekly? Este acum, s-a respins o dată de la nivel. Acum s-a întors înapoi și stagnează exact sub nivel. Deci dacă o să străbate nivelul, deja o să ne ducă la o idee de profit. Dar dacă se respinge din nou, la ce idee ne duce? De profit. Suntem într-o ipostază foarte bună, indiferent ce se întâmplă în întreaga lume, indiferent crește activul, scade activul, noi bani putem să facem și asta cred că e cel mai important. Bun, ne întoarcem la subiect. Ce ați venit? Păi te gândeșim acasă. Haideți, vară, caldă, de la piscină. Profit ați făcut? Am venit. N-am îndeplinit planul. Poftim? N-am îndeplinit planul, dar ați început. Mă nu vrem să ne ducem la piscina, nu vrem să facem piscina noastră, da? Bun. Asta suntem aici. Bun. Care a fost tema masterclass-ului? Tu n-aș sau ați venit cu semn că sunt locuri? Am sunat, mi-a dat voie să venim, mi-a rezervat loc. Strategia de după scop? Aha, și mă că sunteți mulțișori. Scopuri totuși sunt. Sunt. Știți care e formula la scop? Adică ce e egal scop? Cu ce trebuie să facă? Uite, e scop, ăsta e adevăr. Vrem un plan. Așa, nu da. Asta noi spunem încă la lecțiile practice, corect? Bun. Definiția scopului și anume formula scopului. Haideți să ne notăm cu toți. Scopul. Că foarte mult, noi toți foarte ne spune că avem scopuri, dar nu știu de ce ne-a nimic ajungem la ele. Nu vă pare. Sau sunt cei care au avut scopurile. Haideți să facem așa. Să ridicem mâna cel care a avut scopuri, dar din anumite motive sau din careva considerente ceva s-a întâmplat cum, cum trebuie și nu știu de primit scopul. Să ieși în sală. Nu? Da. Hai fiind sincer, hai să ridicăm mâna în sus. Noi, fetele, net, dar e ca am slăbesc. Până la vară eu foarte am slăbesc, dar nu știu precis ce, cât, când, cum. Am slăbesc. Și tot vara viitoare, dacă nu vara asta, vara ceilalți. Până la anul nou și-o sau până la ziua mea, până nu știu când, niciodată nimic clar. Iată, din cauza asta și scopurile nu se îndeplinesc. Deci dacă să vorbim de scop, scopul e foarte bine, trebuie mai întâi de toate să aibă două lucruri. Haideți, care trebuie să fie el? Știți la ce întrebare răspunde, dar răspunde scopul. Ce eu trebuie să fac ca el să realizeze? Nu? Vreau să învăț limba engleză. Cine, pentru cineva poate să înveți alfabetul și deja el știe limba engleză. Pentru cineva 10 cuvinte o să înveți și el o să consideră că da, eu știu engleză. Nu. Scopul nu e acesta. Scopul este, spre exemplu, dacă vă puneți un scop, el trebuie să fie bine determinat. Dacă eu învăț engleză, să mă duc undeva să susțin un examen internațional. E că este scopul îndeplinit. Și în primul și în primul rând, eu trebuie odată și odată să-mi strâng toată voința într-un punct și să mă duc să mă înscriu la cursuri. Sau nu așa? Și de regulă scopul se îndeplinește atunci când el este scris. Cine din voi își scrie scopurile? După cursurile noastre? Noi ultima perioadă am început să implementăm chestia cu 100 de dorințe. Cine s-a scris 100 de dorințe? Unu, de la Alexandria, apropo. Vă mai cunosc. Restul? N-am ajuns la 100. N-ați ajuns. Dar ați început? Desigur. Și la cât v-ați oferit?
Da, la 99? Cum? Nu, am ajuns, dar nu știu, noi de numele de zis că... A, nu am o foaie, două foaie, am patru? Da, 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 la urmă. Ok, bun. Noi astăzi o să vorbim de cei care au anumit scopuri, dar nu știu exact ce trebuie să fac. Știți, asta istoria la doi luncași, sau cum îi spune în rus, știu că se numește sniper. În român e luncaș, nu te merg. Lunetist. A, lunetist, eu îmi cer scuze. Iar sunteți două persoane. Ei ambii au aceleași ținte, da? Unul din ei e profesionist, dar o strag cu ochii legați. Dar al doilea ține arma pentru prima dată în mână și are o anumite probleme de vedere. Da? Cum credeți? Care din ei o să ne nimerească în țintă? Ha, dar de ce? Nu, profesionistul nostru nimerească, deoarece el nu vede ținta, nu vede scop. Până într-un final, scopul este ținta. Noi mai spunem în țel, în rusă, da? Cel de-al doilea, mai mult ca precis, pentru că el exact vede scopul. Iar, spre exemplu, eu mă pornesc din Moldova în Germania cu mașina, pentru prima dată. Eu nu o să văd, mie nu o să fie clar tot traseul. Dar eu o să am cât de cât un plan exact, că mie trebuie acolo. Eu o să ajung până aici, îți văd mai departe drumul. Eu nu văd niciodată drumul de la început până la capăt. Dar eu știu că mie din Moldova îmi trebuie să ajung în Germania. Respectiv o să am posibilitatea să-mi creez repere după care să mă ghidez, ca să nu la destinație. Și plus la aceasta am un moment la care eu să văd toate câțiva metri înaintea mea. Mai ales pe timp de noapte, să văd strict cât iluminează farurile și mai departe eu nu văd nimic. Dacă în timp de zi vizibilitatea e mai mare, timp de noapte vizibilitatea este mai scăzută. Același lucru cu scopurile. Deci dacă voi nu știți cum să vă îndepliniți scopurile voastre, noi astăzi o să vorbim despre o metodă destul de interesantă pentru realizarea scopurilor. Nu știu dacă ați auzit ea. Metoda SMART. Nu? Cine a mai auzit de metoda dată? Doi? Și scopurile s-au realizat? Sau pur și simplu am auzit, dar n-am aplicat. Deci după masterclass-ul de astăzi, nu doar să auziți și să faceți notițe, dar și să aplicați în practică ceea ce noi astăzi o să vedem. Deci trecem la metoda SMART, după care să vorbim de scopurile, cum să aplicăm SMART în viața de zi cu zi și să implicăm și trading-ul. Metoda SMART. Dar pentru cine e metoda SMART? Asta e pentru scop? Dar fără scop nu pot? De ce? Care ar fi sensul să ne trezim dimineața? Bun. Eu mă trezesc dimineața. Eu am fost cândva la Tabochies, am făcut niște cursuri acolo, nu știu ce vorbeau, dar am văzut că să fac bani. Și am să mă trezesc dimineața să-mi fac niște bani. Fii fain să ai bani. Trebuie neapărat scop, clar, definit, pus în ramă. Ce părere aveți despre următoarea frază? Că dacă nu știi ce îți dorești, te alegi cu ceea ce nu îți dorești. Haideți un pic de curaj. Cu idei, domnul. Dar nu toți odată, nu se înțelege nimic. Noi suntem spre manifestarea gândului. Poftim? Spre manifestarea gândului. Spre noi bine, clar, definit, să nu știu unde să duc. Și dacă mă pornesc, să mă pornesc azi cu mașina undeva, să mă prind, dar nu ai o destinație exact unde să duc, să ajungi, poți să te învârți în prejurul casă și tot cândva cu mașina, dar nu ajungi în pe. Dar se întâmplă invers, ca și cum tu, de fapt, îți dorești una, dacă intervine frica, o ții celălalt. Ca și cum spui, nu te gândi la un elefant roz. De fapt, te gândești la un elefant roz. Exact, așa e și cu că n-ai un scop de infinit, știi unde să ajungi. Știi și pașa care se face acolo. Dar când nu știi, cel mai multe ori ajungi, adică acolo nu îți dorești. Că ai... Îmi cer scuze, doar o mică paranteză. Știți, fiecare scop, el răspunde la trei întrebări. Ce? Unde și când. Este un moment foarte interesant și noi desori ne întâlnim cu traderele care fix în fix în cap, ne ciocnim cu același paradigmă, aceeași paradigmă. Cât bani vrei să faci? Cu cât mai mult, cu atât mai bine. Recunoașteți un răspuns cineva pe așa frază? Când consultant financiar vă întreabă,
Câți bani pe lună vreți să faci? Cât mai mult, cu atât mai bine. Cine așa vă răspuns? Hai. Eu recunosc. Eu când eram începătoare, că fix cu problema asta m-am confruntat. Numai o trebuit să treacă timp până eu să înțeleg că asta nu este corect. Deci, întreb, e ca, direct numai așa reformăm scopurile. Vreau să fac cât mai mulți bani. Deci, ca eu și în primul și în primul rând să fie scop, el are trei întrebări. Ce? Exact? Unde? Unde? Și când? Iată, la întrebările se trebuie de răspuns. Continuați și o să mai ridic. Da, sigur. Dar să revenim la ideea că dacă nu știi ce îți dorești, alegi cu ce nu îți dorești. Ca o idee în plus la această frază care ar merge dacă, ca o corelație, este tot iarăși ca un sfat să spun că trebuie să te focusezi, dacă te focusezi de fapt pe problemă, rămâi cu problema. Dar dacă te focusezi pe soluție, rămâi cu soluția. De ce oamenii care nu știu ce vor, ei se vaită în continuu. Ei, tu mai am bani, duci la magazin, săraciul nu permite. Da? Deci ei în continuu se vaită pe problemă. Dar ei nu se duc la magazin și nu spun problema că asta nu-mi permite. De ce nu-mi permit? Iar când vreau să fac așa, că eu să-mi permit data viitoare când sunt într-un magazin. Nu, el duce acasă și se vaită. Am fost, dar nu am tot, că cât de rău o duc eu. Dar și omul se focusează pe problemă și rămâne cu problemă. Nu se mai gândește la soluție. Bun. Iunea Bunet, de la metoda SMART. Haideți să vedem ce înseamnă metoda SMART. Prima idee care vine la acest cuvânt, pregătind domnul Andrei, ne gândeam la mașină. Da? Da. Știți cum mașinuța asta micuță, SMART? Să gheați și voi și mașinuța și e SMART. Vreți să spuneți că e foarte mult? E Renault. Cum? E Renault. E Renault? Nu fi, nu contează, e SMART. Haideți să vedem. Dacă cu SMART ăsta unii dintre ei vor cu SMART să ajungă, deci nu știu unde să ajungă, în Thailand, în Germania, hai la Sfii, ce exemplu pe care noi l-am început. Mulți încep cu mașinuță de asta. Poate cumva să ajung, dar mai ies pe drum și viteza, mai calc și am spus, mă tin că mașina nu-i bună, mă tin că nu-i bună. Da. Haideți să vedem de la ce vine, da, abrevierea SMART. Poftim? Vorbiți în, adică, cu toții, discutăm, avem o, adică, este ca o discuție liberă. Spuneam că e SMART ca mașină. Uh-huh. Toată suspensia de la SMART e Renault. Suspensia o fi. Dar nu produce Mercedes-ul? E produs într-o fabrică a Mercedes-ul. Dar toată suspensia e Renault. Să nu ne abate. După masterclass ne vrem și discutăm despre mașini. Ok. SMART vine de la specific. Specific ce să are evident? Adică să fie scopul să fie specific, adică să fie clar, definit. M vine de la, din engleză, da, measurable, adică măsurare. A, cum crezi de la ce vine? Verbul din engleză to achieve sau achieve. Adică de atins, să fie ceva care poți să-l atingi. Exact. Să nu fie ceva ireal. Nu cum poți să te duci, e ca eu am ca scop să mă duc în Thailand. Nu cum poți să ajung eu acolo dacă eu mă tem să zbor. Adică eu când îmi pun un scop să știu clar, uite, asta e, eu trebuie foarte bine. Smart. Da, smart. Apropo, știți că sunt mașini zburătoare? Da. Nu trebuie ca cu cele, că să ajungi tot mai. Smart încă era ziua care nu e sigură decât acele zburătoare. Din motorul mă dă rană să mă. Ok. Așa. R. Vine de la relevant.
Ce s-ar vedere prin relevant? Adineauri, domnul Alex se spunea de lista de 100 de dorințe. Deci unul dintre scopurile mele trebuie să fie în concordanță cu cealaltă listă. Ca eu să nu trebuiască să fac mai multe lucruri odată și niciunul să nu mai fac ca lucruri. Dar să fie în concordanță, dar toate umăr la umăr. Și te vine cu siguranță de la... Dacă tot a spus exemplu cu să învăț o limbă străină, în cât timp? Să vedem, să ajung. Cred că... Ați durează un pic. Când ați fi, ați durează și foarte mult. Mulți de voi, cred, să scos. Este program, noi din dreptul moldoveni așa suntem, noi nu ne dușim om, specialist în viața engleză. Mală le trebuie acolo să mai începe. Este programă care dacă îți scarci în telefon, tu ai nu știu cum în fiecare zi de învățat cuvinte anumite. Mulți de voi au scos programa. Da. Da. Mulți de voi au învățat engleză de programă. Este vreo săptămâni te gândești, ai și de programa asta pe telefon, dar eu să o șterg. Și cum am scos-o, așa și o șterg. De regulă, engleză așa nu se învață. Engleză se învață atunci când tu e clar, îți trebuie, înțelegi pentru ce ți îți trebuie engleză. Iată un lucru aici, ca el e să fie actuală cu celelalte dorințe ale tale. La noi, cum este des întâlnit răspuns la întrebarea când? Mâine. Așa, nască de mâine, mă. Iar ca mâine, sigur, mă apuc. Și ajunge ziua de mâine, adică azi, când? Mâine. Azi e mâine. Da? Trebuie să trebuia să mergi spre scop. De exemplu, eu îmi la școală, tot am văzut, ne-am luat urori și a doua vătoare și la școală privată. Nici într-un an, nici în doi n-am văzut. Dar franceză ne-a trebuit în jumătate de an, nu știu, la perfecție. Dacă ne-a trebuit, nici am avut un scop și am mers la ea, am învățat-o de engleză. Așa o înțeleg, dar să o scriu, nu era, nu prea, nu pot să o... Dar nu știu, că nu ne-a trebuit. Și nu am avut interes să învăț. Engleza nu a fost în corelație cu celelalte scopuri pe care le-ați avut. Trebuie franceză, că învățați franceză. Engleza n-ați știut timp și de drept. Și e engleză. Pentru asta să fie și e, poate și este, că o înțelegeți, dar nu vorbiți. Noi la nivelul care ar fi ok. Deci nu este scop. Vorbim despre relevanță. Da, exemplul nostru foarte bine definește anume aspectul de relevanță. Învăț engleză în Franța, dar învăț engleză. Când gândul meu, de fapt, stă la franceză și am nevoie de franceză, zic. Da, de aceea trebuie să, când vă puneți scopul, da, trebuie să luați toate aceste criterii. Să fie clar definit și încă o condiție obligatorie. Știți care este scopul? Trebuie să fie scris. Nu este suficient că eu l-am în cap. O să rămâi doar la nivel de gând. Dar dacă îl materializezi și-l pun pe foaie, deja ai făcut un pas, l-ai scos. L-ai exteriorizat și mergi spre el. Deci, specific, să fie măsurabil, da? Vreau să, dar tot am pornit cu ideea de bani. Cât mai mult, cât mai bine. Mult. Pentru cineva mult, asta e 1000 de dolari. Pentru cineva mult, asta e 100.000 de dolari. Pentru cineva 100 de milioane de dolari. Mult. Trebuie exact volumul să specific. Vreau scopul clar definit. Vreau, nu știu, 1 milion. Gata, eu știu deja în cât pași să-mi împart scopul. Să fie posibil de obținut. Dar eu n-am să... O să mă gândesc la ideea, nu știu, de 1 milion, gândindu-mă dacă am să investesc vreo 100 de lei, așa am să fac 1 milion. Da, adică trebuie să fie... Exact, real. Relevant. Cum a spus și colega noastră, exemplu, dacă dar și cu engleză, dacă s-o străduit să facă engleză și nu mai reușit, până nu a văzut că trebuie asta. Și să-i delimităm timp clar. Bun.
Pentru ce nu tot asta? Dacă v-ați pus un scop și nu vă treziți înfermentat, înseamnă că nu e scopul care trebuie. Scopul care o să-l puneți așa după criterii, el singur o să vă împingă la fapte. Dacă scopul care trebuie, el singur o să vă împingă la fapte. Dregul când cineva ne pune un scop, nu, real nu ne trebuie. Dar părinții dregul nu să se învață acolo. Fii medic, fii jurist, dar ție, tu simți asta, că asta nu este al tău, poate că părinții o să faci ceva, dar nu o să o faci cu entuziasm. Dar tu anume pentru scopul tău, real trebuie să fii gata la orice. Într-adevăr, tu știi că în fiecare zi, tu trebuie ceva să faci ca să ajungi acolo unde tu te-ai pornit. Iată, asta e un lucru foarte și foarte important. De regulă. Da. Și noi... Nu, v-am aprobat. Mersi. Și noi, adică, de ce am început să discutăm despre scopuri? Este o regulă la noi. Probabil voi o cunoașteți, că noi, de fapt, la lecția numărul 13, la sfârșit de practică, noi vorbim. Este o regulă importantă în poruncile traderului sau în, cum le spunem noi, rusă. Deja cei de la Trumpati nu au tradus-o, noi la Alexandrie ne-am tradus aceste reguli. Și regula numărul 13 este scris clar. Fără scop, noi nu tranzacționăm. Este? Cunoașteți despre asta? Toți cunosc. Fără scop, noi nu tranzacționăm. Voi trebuie să știți un lucru clar, pentru că traderi sunt de anumite tipuri. Trei tipuri de traderi sunt, de fapt. Da, vă rog, mă ajutați. Sunt trei tipuri de traderi. Prima categorie de traderi sunt cei care vor să-și dubleze, tripleze depozitele. Sunt ăștia în sală care vor. Hai, mă, nu spuneți chiar toți vor. Toți vor? Bun, așa și notăm. Prima categorie. Dublare, triplare a depozitului. Depozitului. Asta este prima categorie de traderi. De regulă, dacă ați spus că toți vrem, să rog că mare parte. Bun, cunoașteți care este rata de profit? Rata de profit e clară, dublare, triplare, că ai început acolo cu nimic. Vrei cât mai repede să faci de trei ori mai mult. Este așa? Dar știți care este? Iată, noi începând să tranzacționăm, trebuie foarte bine să vedem raportul dintre profit și risc. Asta noi nu trebuie să uităm niciodată. Profit și risc. Știți care este? Profitul e clar, sau dublăm și plăm. Dar care este rata riscului? Foarte mare. Foarte mare. Cine a spus? 500%. Dar se poate. De regulă, categoria asta de trader, ei foarte puțin rămân pe piață. Vreau să vă spun așa cum este. De ce? Pentru că aici merge o categorie de, sau să spunem, o strategie. Sunt strategii riscante de tranzacționare. Strategii riscante. Cunoașteți așa strategii? Stop, ce vă râdeți? Hai că mi-e interesant că tot vreau să râd. Scalping. Cine cum mai știe de strategii riscante? Până am 15, am 5 ca scalping. Dar și eu tranzacționam scalping. Vă interesant strategii riscante sau nu? Dă-ți vorb după arată, dar nu vreau scalping. Da, într-adevăr aici merge tranzacționarea fără stop loss. Fără stop loss. Se consideră o strategie riscantă deja și, într-adevăr, aici merge vorba de scalping. Scalping. Noi o să ne întoarcem la scalping, eu sunt sigur că cineva din voi se gândește. E ceva nu vreți să ne spui. De fapt, nu e nimic strașnic. Tu dacă știi cum să-ți măsori chiar și să-ți asumi chiar acest risc, nu e corect așa spus. Trebuie să adaptezi strategia asta riscantă ca să fie una corectă. Eu o să vă explic un pic mai târziu. Nu văd doar scalping, să fie. Eu sunt sigur că cineva de voi e de îi place să tranzacționeze în scalping. Așa? Este un păcat în sală? Ei, hai, bun, și eu tranzacționez. Bun, a doua categorie de traderi sunt cei care ce vor să facă? Ce? Să-și construiască. Construirea. Construirea depozitului. De aici începe tranzacționarea corectă, de aici începe deja un business în domeniul dat.
Care este rata de profit și risc? 10 la 5. Nu, 5%, 20%. Profitul 20%, 30%. Riscul 5%, 20%. Dar aici merge o tranzacționare mai calculată. Deja eu știu cum stop loss-ul. Neapărat cu stop loss. Cu stop loss. Și al treilea tip de trading. Eu și o să vă dau și aici strategii bune. Și aici ceva o să fie. Și al treia categorie de trader. Venit stabil. Venit stabil. Venit stabil. Cât constituie asta? Riscul 10%. 15, de fapt. 15% și riscul? 1-2%. 2-3-5%. Asta este riscul. De fapt, aici foarte multe nici nu trebuie. Tranzacționarea cu stop loss, fără stop loss, nu atât de mult contează, cât contează volumul. Bun, haideți să o luăm pe rând. Care din aceste trei tipuri de scopuri sau trei tipuri de tranzacționare vă interesează cel mai mult? Toate. A doilea. A doilea, ultima. Primul chiar pe nimeni. Scoate-mă. Interesează, așa de dată. Ți interesează primul până la un cont și atunci la ultima. Da, nu. Nu cred. Chiar și dacă ai în spate o experiență negativă de tranzacționare, scalping oricum ți intră. E că asta e ceea ce ți-ți place. Noi mulți din noi, ca traderi, noi nu tranzacționăm ca să facem bani. E ca noi ne-am lijim că vrem să facem bani în tranzacționare. Puneți mâna pe inimă și spuneți că e așa. Nu vreți. Ce vreți de cap? De fapt, vor să-i mulțească. Vor să-i mulțească banii? Dar pe ce să tranzacționați pentru bani? Eu am un domn matur la pregătire. Eu deja tranzacționez. Are 3 luni zile experiență de tranzacționare. Dar eu concret și exact nu vreau bani. E că eu deja l-am simțit. Știți ce lui place? Emoții. Și nu contează, el bani știe în ce îți faci. Dar undeva el nu-i mulțumit că el o face leger. El doar mi-l înștiu tranzacția deschisă. Lui nu-i trebuie bani, lui trebuie emoții. El se uite de câteva ori pe minute, ca stă într-adevăr, că noi deseori cu colegii discutăm. Stă aplicația în telefon, credeți-ne, nu banii trebuie, nu emoții ne trebuie. Evident că și banii trebuie, fiindcă aici merge la el, da? Fiindcă, da, noi ne spunem că vrem bani, dar noi totodată mai vrem și emoții din domeniu. Și atât noi cu colegii, deja fiecare din noi, din colegii sau din echipa, dar un case, vreți, nu vreți, noi avem experiență în spate și un pic mai mult experiență, poate că cineva din voi, da? Sau o mare parte a voastră. Dar noi oricum suntem des cu ochii în platforme. Noi discutam chiar ieri cu colegul nostru, cu colegii, între colegii discutam, și stă aplicația. Știi, e că tu pui mâna pe telefon nu pentru aplicație, ci tu pui mâna, nu știu, pe Viber să răspunzi. Și când anume deschizi meniul telefonului, tu nu deschizi ceea ce ți-ai trebuia, dar deschizi platforma, în primul rând, deschizi tranzacțiile și fac. Faceți așa sau nu faceți? Faceți. Și dacă sunteți începători, și noaptea o faceți. Faceți asta? Ei, nu. Dimineața, de exemplu... Primul lucru e că încă nu m-am spălat, pe leacă vreau să beau apă, dar întâi deschideți momentul cu tarcura, 17 cu tranzacții, vede? Mai doar... Să mai ceva două tranzacții, minus 1000, 2000... Acum trezești mai repede. Deci fiecare de noi te uiți. Trezești înainte ceasul, te uiți pe platformă, închizi telefonul și pe asta sună ceasul și trezești. Dacă în profil, credeți, dacă e minus, nu mai te mai cunci la profil, deci mai nu mai poți mai face ceva. Și în timp cât faci ceva, te mai uiți telefonul cel. Spuneți că nu e așa. Spuneți că nu avem dreptate. Nu știu, dar emoțiile, eu și acțion așa, emoțiile la profit mare sunt mai mari ca la stop loss. Cred că ca la... Ca la un stop loss, corect. Când ești nou închis în tranzacție și profitul e foarte mare, emoțiile sunt mai mari când ești pe negativ de câteva mii de dolari.
Ales din începături. Acolo, acolo e mai este... Domnul Andrei, ce-ați creat dumneavoastră? Trebuie pentru că nu tranzacționat pe piețe prin aceea, eu vorbesc de alte piețe. A, de alte, au stoc în alt domeniu, nu mă bag. Eu vorbesc anume de piețe financiare internaționale. Asta e ceea ce nouă ne place. Ne place și gata, că cui nu-i place, permit să ieșiți din sală. Dacă nu vă place domeniul dat, vă permit să ieșiți din sală. Nu o să iasă nimic, vă vă place. Eu știu, nici și mie îmi place și de asta eu stau, lucrez, învăț pe alții, pentru că emoții pe care eu le-am, eu știu, și alții. Alții din voi tot o să le primească aici. Da, aici se poate de făcut bani. Bani. Dar aici noi nu facem canalul parte. Noi nu facem că avem întrebări, nu știu, cu... Nu permite aici să deschid oficiu, nu permite aici să importez marfa. Nu e așa. Iar că dacă în altă parte eu să am emoții negative, că ceva nu ne strânește. Aia asta nu e emoții negative, asta e așa niște frunze de stomac, să-i spunem. Ca prima dragoste, spate, comparat, nu? Spate. Deci, dacă să vorbim de strategii riscante de tranzacționare. În strategiile riscante merge tranzacționarea fără stop loss. Mulți de voi nu pun stop loss. Hai, recunoaște. Noi, de exemplu, săptămâna trecută, când au fost mișcări pe petrol. Chiar nu era sens pe stop loss. Eu nu reușeam de telefon, îl schidem, îl zdușeam, îl zdușeam și... Apare emoția să-ți duci și ajungi un mare la universă. Dar dacă mai duci alea, mai zduci nu. De exemplu, fără stop, care stop loss? Acolo e să ne carcem. Dacă nu dovedesc, să nu stop loss, să nu trebuie să mă întrebat serverul permanent să accept prețul, nu accept. Hai, bă, da, bă, da, bă, da, bă, da, bă, da, bă, da, e ca asta despre cei ce vorbesc, emoția asta, plăcerea asta, unul din voi ne trebuie de deschideți, hai, hai, hai! Hai, până, ce 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 Vă place să apăsați butonașul când duci prețul brusc în sus sau în jos? Nu niciodată nu lucrez cu stop loss. Nu lucrez cu stop loss. Dar trebuie. Deși nouă ne place să tranzacționăm fără stop loss, e ca dacă noi într-adevăr am vrea să facem bani și nu pentru emoții. Noi toți am tranzacționat cu stop loss. Dar cei care tranzacționează fără stop loss, îi vor emoții tare. Da. Deci, ca strategie de tranzacționare, într-adevăr, riscantă, riscantă, repet încă o dată, sunt bine în cap. Asta este scalpingul. Dar mulți de traderi îl fac. Pentru că el e simplu. Subornit lunare. Că poți să ai cunoștință cât nu ai avea. Poți să iei lecții, lecții de practică, intensive, individuale, cursuri de care nu vrei, specialist să te înveți corect să tranzacționezi, cu stop loss, cu trailing stop, cu nu știu mai ce. Și indiferent dacă ți-ți place scalping, voi să tranzacționezi simplu după lumânări. Eu cunosc așa o persoană, el a luat de două ori la lecții individuale, dar tranzacționează după lumânări, simplu. O văzut direcția ca așa, nu? Și când se formează o lumânări de creștere, bani și indiferent. Îți duci piața, nu îți duci, el fără stop loss tranzacționează. Iar asta și este, scalping-ul. Mulți știți ce-l faci? Ce-l faci? Hai să vedem. Trader? O, interesant. Nu vin la aici. Așa. Încă? Care să ai? Și nu vin la aici. Asta pe cripto. Mulți tranzacționează pe criptovalută. Nu. Spre că e mare. Ei, da. Bătate. Ei, da. Spai. Deja, dacă vă încadrați aici, dublare triploare, când depozit începând la 5.000, poți să-i dai și pe Bitcoin. Da, dacă aici te încadrezi, dacă aici te încadrezi, hai să o faci corect. Frumșel, petrol, cu volumul, să fie respectat volumul și hai să mergi înainte. Eu am și o să vă dau strategii de astea bune de tranzacționare, dar vreau să mă opresc aici, că știu că vă place. Hai! Ce faceți scalping-ul? De voastră. Eu am celălalt cam trei persoane, eu am înțeles că vă place scalping. Și mai este o persoană ca domnul Andrei, ca nu știu. De regulă, domnul Andrei, învață corect. Dumneavoastră nu învățați corect? M-am prins, nu? Într-adevăr, învățăm corect. Dar n-ai cum, așa suntem toți, practic, noi.
Însă și că managerul vreți, nu vreți, eu îmi cer scuze să finisez gândul. Managerul vreți, nu vreți, dar o să lase o amprent pe viața voastră. Vreți, nu vreți. Temperamentul managerului o să transmită la trader. Traderii riscanți și care tranzacționează cu volum, care nu știi cum îl cheamă, samei. E că ăștia samei, eu recunosc și eu așa. Și vreți, nu vreți, dar asta se reflectă pe soarta traderului, lui îi place. Place banii, place riscul. Dacă este un manager calculat, nu știți. Iacă eu odată am avut, permiteți să spun, da? Domnul Andrei a trecut pregătirea la domnul Iulian, tot deja lucram aici, și am avut o întrevedere cu domnul Andrei. Și eu zic, dar eu, cum a spus domnul Iulian, eu am respectat volum, dar într-adevăr aveau tranzacționare exemplară, practic, să-i spun. Mamă mie, ce trader exemplar face domnul Iulian, dar domnul Iulian eu nici mai mult, nici mai puțin stric volumul. Și eu învăț după volum, dar nu știu cum este libertatea asta, ei, cu tot volumul. Eu țin minte un trader la mine, eu când eram începătoare, managerul meu tot mă cura, pentru că observa dorința asta mea de a tranzacționa cu volum mare. Și eu plecam acasă la Soroca și eram începătoare, eram încă nutier. Și aveam multe tranzacții active și îmi scrie managerul, dar deja observam că eu iubesc volum. Este ce volum ai în piață? Când am calculat toate loturile, erau peste 27 de loturi active. La depozit care maximal îmi permitea 3 loturi. Erau 20 ceva de loturi. Plus, eu știți care era? Că tranzacțiile erau în profit. Eu mușa să vă dau după ce școli. Și de asta rezistam. În alt caz, măcar jumate din ele se dus în minus, eu cred că n-am să ajung la Soroc atât de fericită. Dar am ajuns tot bine. Deci, mulți din tradere, ca un trader când era începător la mine, el tot tranzacționa pe ucior făcea pe piață. Metoda medierii, știți? Da. Da. Eu o să dau o strategie tranzacționare riscantă. Este metoda medierii, iar este trendul în H1, presupunem. Și prețul, eu știu că tendința este descrescătoare, dar el la moment se află într-o corecție. E ca așa. Și deci traderul deschide tranzacția în direcția trendului. Dacă trendul este descendent, el se orientează la pozițiile de vânzare, corect? Dar la moment se află în corecție. Deci el de aici, și de asta se întâmplă în F5, ca să înțelegeți, corecția în H1, este impuls, corecție. Iarăși urmează să fie un impuls. Și el de pe aici începe să deschide tranzacții de vânzare. Dar tot corecția asta se întâmplă în graficul de 5 minute. După risc și money management, îți permitea volumul maximal să fie 5 loturi în piață. Și el o respecta. Da, se ducea tranzacția, piața se mergea în sus în corecție, prima tranzacție o deschis sell cu 5 loturi. După risc și money management. Iarăși piața se ducea în sus, el mai deschis încă o tranzacție, iarăși cu 5 loturi. Mai scurt, ca să mă înțelegeți corect, când eu l-am întrebat ce volum mare în piață, era egal cu 25 de loturi. El făcea pauciocă în M5, metoda medierii. Adică piața se ridică în sus, tu deschizi sell. Încă în sus, încă în sell. Încă în sus, 5 sell. 5 sell-uri, cât 5 loturi. Și până într-un final, ele trebuiau să se închidă în profit, fiindcă urma să fie un impuls. Strategii de tranzacționare riscantă. Metoda medierii în graficul de 5 minute. Pe dolarul mexican. Știți așa cotați? USD MXN. Dolarul mexican. Peso mexican. Ați tranzacționat? Nu? Da? Nu? Pui, da? Cine da? Vă plăcut? E foarte volatilă. E foarte volatilă. Numai că nu neapărat medierii trebuia de optat pentru ea. Și, în fine, chiar dacă optez pentru metoda dată, dar el trebuie să fie confort, risc și money management. Nu deschide o tranzacție dragă cu 5 loturi, deschide-o cu 0,1. Deschide-o cu 0,2, ca volumul maximal să fie 5 loturi. Bine, 5 loturi. Înseamnă că deschizi tranzacția cu un lot, un lot și de 5 ori câte lot. Dar nu mai mult. Nu, pentru că în final a fost un happy end, a mers foarte bine și s-a închis și eu permanent. Iată. De ce spun paucioc? El când se închid, se închid în același punct. Iată, începe corecția. Aici său. Aici încă un său. Și ele până într-un final se închid în același punct. Și când te uiți în graficul de 5 minute, fix primești coptim ca să te bila. Așa că e pauciuc. Asta e strategie, nu se spun strategie, el așa o denumea și lui îi plăcea numai felul ăsta de tranzacționare. Cu toate că se oprea aerul, că îi deschidea cu așa volum. Dar, într-adevăr, a fost bine. Și trader-ul,
Era un lucru riscant, dar foarte riscant. În decurs de două zile a făcut profit 67.000. Vreți să vă spun care e sfârșitul la istoria tragică? Da. La istoria, da, mă gândesc. Da. Părerea de rău a fost un happy end. Mă scuzați, în două zile 60 ceva de mii, este cam exagerat. Emoțiile au rămas. Poftim? Emoțiile au rămas. Transacționează până ziua de azi. Și în plus la asta, și pe alții v-ați transacționează și tot așa. Eu înțeleg, euforie e mare, emoțiile nu le plac, oamenii n-a s-o crească. Numai că eu, hai bine, și mie îmi place că așa să tranzacționez, dar eu fac parte din două tipuri de categorii de trader. Eu am tranzacții și de lungă durată, dar pentru emoții dă fărăl în scalpel. Da, dar asta nu păstrați oul într-un singur coș, diversificați. Asta e cea mai bună investiție, diversificarea. Și persoana respectivă e foarte ok. Eu înțeles, nici nu trebuia să explic de ce cauți, pentru că noi făceam sistematic, sper că voi sistematic. Managerul face analiza tranzacțiilor. Când vede managerul, uite, nu mergi bine, te îndreaptă. Vede managerul, mergi bine, te îndreaptă. Sau nu? Și cine din voi managerul nu corectează la volum, stop loss-uri, nu vă atenționează, nu tranzacționa așa? Wow! Înseamnă că zici și pe noastră. Bravo! Dreptul meu, când făceam analiza tranzacțiilor, foarte des îi spuneam, micșorează volumul, pune stop loss, tranzacționează corect. Pentru că eu știam că face analiză și prognoza bine. Dar, mă rog, așa este omul și eu nu-l pot schimba. Nu este tot în competența mea. Cantare ca o scurtă paranteză, dar tot spus că scopul nostru, da, ales când vin trader, da, să devină trader, da? Scopul este ca să facem trader independenți. Ce înseamnă asta? Adică noi le arătăm cum trebuie să meargă, ei știu pe unde trebuie să meargă și chiar dacă se abat puțin, ei revin înapoi, pentru că ei știu pe unde trebuie să meargă. Și într-un final se depăsează înainte. Dar dacă pur și simplu am vedat cunoștințe fără disciplină, asta ce ar fi? Noi trebuie să punem limite, da? Îl ținem din părți și noi singur trebuie da ca la ping-pong, da? Că noi după asta să arătăm cu unii trebuie să meargă trader. Dacă ar fi 1, 2, 3, 4, ar fi ok. Dar dacă ei cu timpul n-ar deveni independență, așa, cred că nu am rezistat. Da. Și de ce? Vreți, nu vreți, dar pe parcurs deveni independent. Pentru că noi nu creăm ca oamenii să fie independenți. Noi desori vorbim, voi trebuie să aveți propria opinie vis-a-vis de orice. Nu stați și așteptați cineva să vă dă ură în gură. Voi tot asta puteți face singuri. Sunteți persoane independente, mature, da, noi lucrăm foarte mult, lucrăm pentru voi și suntem de dimineață până seara la muncă grea. Și dacă aveți nevoie de lucru, de ajutorul nostru ca specialiști, noi suntem gata să lucrăm. Dar totuși, până într-un final, voi trebuie ca copilul, da? Crești, ajungi în perioada când deja el e independent. Iată așa și trader. Bine, noi lucrăm o lună, două, în fiecare săptămână ne vedem la analiza tranzacțiilor. Pe urmă ne vedem la 20 tranzacții închise, pe urmă la 50, pe urmă când trader-ul are nevoie. Dar până într-un final voi sunteți independenți. Corect? Sau nu? Bun. Strategie riscante ne-am clarificat? Scalping. Tot aceasta scalping se poate de făcut corect. Știți de asta? Nu știu ce înseamnă. Ceva nou o să vă spun. Deci, începând cu construirea depozitelor, aici traderul deja se uită la domeniu, da? Dacă aici se uită ca la... Deci nu știu ca și ca la ce, ca la joc de noroc, casino, azart, nu știu, adrenalină. Deja aici afacere. Fie aici, atât și aici. Și deja tranzacționarea în aceste două cazuri începe de regulă cu un parteneriat. Mulți de voi au obținut sau au optat la un parteneriat. Deci, v-ați ciocnit cu chestia cu loturile. Vă pare greu să faceți loturile? Da. Zero-unul pe cine vă pune pe... Cum? Zero-unul pe trebuiață, pe spate. Așa o senzație. Are. Nu știu de ce la mine se primește mai mult să văd domni maturi.
Deci credeți-mă, domnii maturii tot au chestia asta că îi trebuie emoții. Adică domnul care trebuie emoții, el are la mine două accounturi. Unul pentru emoții, dar unul pentru construirea depozitului. Acel pentru emoții, bonus, stop, dar cel fără care se facă afaceri, acolo e parteneriat. Acolo e business. Și atât, dacă merge vorba de business, aici nu atât de mult trebuie. Da? Știți ce trebuie? Cum să faci sloturi și alea ca să fii corect. De metoda adăugării cunoașteți? Da. Trebuie să știu. Deci, atât, spre exemplu, eu o să încep să vorbesc cu cifre. Exact, clar, că voi să vă duceți cu o viziune clar, să înțelegeți ce trebuie să faceți. Presupunem, cum a început traderul meu. Eu am început cu un depozit de 40.000. M-ai optat parteneriat, da, blockhead la 40.000. Dar deja domnul tranzacționează cu 80.000. Ce volum maximal poți să ai blockhead? 8 loturi. Volumul maximal. Deci el optează și facă acele loturi care de făcut 2.400 de loturi. 2.400 de loturi. Pare mult, așa e cu 0.1 o viață întreagă am de făcut, așa? Și el tot așa scrie, dar eu am de făcut până mâine. Nu, nu spun mâine. De ce? Noi am optat pentru doar două instrumente. Cum credeți? Pe care? Ceva volatil. Ha, precis nu o spiu. Asta da. 100% nu o spiu. Aum. Rece. Mai rece. Cel mai simplu? Valuta. Cui place să tranzacționezi cu valută? Într-un nimeni, numai dumneavoastră unul. Îmi place. Dar este-o? Cine tranzacționează pe valută, de așa cu mâna pe inimă? Toate tranzacțiile le-am deschis sau am închis în stop loss. Nici nu da, eu mai am să trăiesc de mie, eu să scăpăt. E că de ce fac pe spiești pe petrol, într-o valută și les profit pe acolo. Dar dumneavoastră ce faceți? Care? Cum? O să te cad. A, este o bună valută. Deci, eu aveam odată o grupă numai de fete și când zice, fetele, dar ce cotați valutarul? Și așa zice, aurul. Zică, n-au noi cotați valutarul. Nu, e evident că nu. Deci, într-adevăr, noi am optat pentru valut. Pentru cineva e pare că e complicat. Da? De profit care îl fac pe spiș cu petrol, îl lăs cu valut. S-a întâmplat la cineva așa ceva sau nu? Da. Da. Noi am luat cel mai simplu cotație. Asta este cotație euro cu dolar. Eu să desenez mai simplu să fie. Euro cu dolar și lira sterlină, dar nu am cum s-o scriu. Cu dolar. Două instrumente. Faci analiză la aceste două instrumente. Presupunem-i bani. Iar pentru ziua de astăzi, dacă străbate nivelul dat de aici, până la următorul nivel, undeva vreo 50-60 de puncte, corect? Așa, aici trebuie să fie la mine take profit-ul, aici o deschid tranzacția de buy. Până la take profit, eu știu că o să iau 60 de puncte. Deci noi facem până la take profit, pasă. Aceeași situație pe ambele instrumente. Eu o să vă explic și o să înțelegeți care este situația. Buy, aici take profit-ul, presupunem 60 de puncte. Deci noi facem plasă. Volumul maximal care eu pot să-l am în piață, asta este 8 loturi. Înseamnă că eu pot să am două tranzacții concomitente. Prima, buy-ul cu 4 loturi și aici buy-ul cu 4 loturi. Dar eu take profit-ul nu las aici să ajung. Dar eu pun take profit. Cât e spread-ul la cotațiile date? 3 puncte. 3 puncte. Deci treci spread-ul, 3 puncte. Și mai pun încă două puncte suplimentare. Adică îți primești take profit-ul, ai lăsat-l să fie de 10 puncte până în take profit-ul. 10 puncte. 10 puncte. Poftim? Spuneți tare. La stop loss-ul? Nu, stop loss-ul e după strategie. Oameni buni, stop loss-ul ești evident, îți stă. Stop loss, take profit, numai take profit-ul stă aici. Eu am spus ca exemplu. Adică ținta mea este ca după analiză să meargă buy-ul de aici până aici. Eu să iau este 60 de puncte. Deci cum mă orientez eu mai departe? Am pus aici take profit-ul, unde plasez take profit-ul, plasăm take profit-ul, la distanță de un punct, poftim? Și să le dușim cu buy-ul. Buy stop. Punem un buy stop, iarăși,
Take profit 10 puncte. Încă un punct, distanță. Și iarăși plasez un buy stop. Take profit 10 puncte. Adică da, să mă orientez în tactica respectivă, eu cam cât capcane trebuie să fac la preț? 6. Dacă după 10 puncte, nu, hai să fie, nu 6, dar să fie 5. Exact, 5 tranzacții a cât 4 loturi, corect? Asta se primește doar pe un instrument, eu am făcut 20 de loturi. Corect sau nu? Și pe celălalt aceeași situație. Și atât două instrumente făcând această clasă, eu pe zi o să îndeplinesc câte loturi? 40 de loturi. Am cum constă situația cu stop-loss. Stop-loss-urile trebuie să fie. Doar că stop-loss-ul permanent îl puneți de la primul nivel. Iar dacă de aici se începe prima tranzacție și scopul este să ajungă piața aici, stop-loss-ul puneți sub nivelul de la care s-a aplicat, de la nivelul inițial. Chiar dacă următoarea tranzacție, ca buy stop, stă la noi aici, stop-loss-ul cum să fie aici? Și ce se întâmplă în cazul dat? O să deschid o tranzacție, ea o să se închidă. O să închidă următoarea tranzacție, deschidă următoarea tranzacție și aici se închide. Și în cazul în care ultima tranzacție se deschide, buy stop, și mă rog, se duce în stop-loss, eu o să se închidă jos. Dar eu nu depășesc volumul. Riscul eu nu îl încalc. Știți de ce? Eu nu am mai mult de 8 loturi în viață, mi permite depozitul. Aici este calculat foarte bine raportul dintre risc și profit. E clar cum sau nu, dar trebuie, eu mai repet încă o dată. Explicăm până la ultimul detaliu. Mie nici mă interesează cât de altceva, mă ați calculat cashback-urile. Sunt 40 de loturi pe zi. Vreți, nu vreți, sunt 40 de loturi. Și probabilitatea că eu să duc în stop-loss e minimală, ca tare. Ați calculat? Câte ori? Noi, de regulă, cine face parte din grupul traderilor începători? Minunat. Deci noi acolo transmitem analiză prognoză. Da. V-ați uitat la raport câte din câte tranzacții se închide în profit, câte din câte se închid în minus? Dar voi trebuie să faceți propriu pe-a voastră. Nu așteptați cineva să vă dă analiză și prognoză. Doar pur și simplu, faceți pe-a voastră. Noi când transmitem analiza, prognoză, dacă coincide, deschideți tranzacția și faceți clasă pe instrumente. Și făcând această clasă, la sfârșit de lună, noi acolo profitul ne axăm până la 10 puncte. Clasă fie spread 3, până la 10 undeva o să fie vreo 7 puncte, da? 7 puncte cu lot, asta sunt $70. 4 loturi, $280, $80 dintr-o singură tranzacție. E clar cum? Și aici noi facem plasa respectivă pentru profit, țin profit, dar noi știm că lucrează o singură analiză. Plusul care mai este din asta, noi îl mai facem pentru numărul de loturi. Deja aici merge vorba de statut. De care? Stați un pic, eu știu că vă știți. De care? Ce statut sunt aici? Se încadrează cineva în statut de priorite? Ați primit cashback-uri vreodată? Da, m-ați spus de priorite. N-ați primit? Nu, eu am experimentat cu mine. Am înțeles. Ok. Nimic nu a primit cashback-uri? Ați primit? Nu. Doamne, și cu voi oameni buni. Deci dacă faci, începi și te încadrezi în statutul priorite, primești cashback $3 la fiecare lot. Adică dacă eu pe zi fac 40 de loturi, la sfârșit de lună, adică din acestea 40 de loturi, eu le mulțesc cu $3. Asta îți primești cât? $120 pe zi. Pe zi. Și câte zile de tranzacționare? 20. 20 mulțim cu 120. Mielăci, nu prea, nu? Noi facem mai mult profit din tranzacție. Dar astea sunt niște facilități. Ca noi mai ușor să ajungem cu scopurile. Spuneți-vă și pe interanță. Povestiți-ne la toți. Nu tot interesant. Ce teme discuții voi acolo aveți?
Interesant cashback-ul? Cum e mai interesant cashback-ul? Cum? Interesant, cumplu-s la tot de... Dar ați mai auzit de cashback-ul? Stați un pic, cineva mai ținut foarte cum. Ia să spune cu mine, mă combat. Gheorghe? Nu, nu-i mai deloc. Hai, deloc. Spuneți, întrebați, nu vă temeți, dați întrebări. Nu mi-a răspuns. Nu mi-a răspuns și voi puneți la buy-stop-ul. Câte număr de... același număr de loturi. Fiecare buy-stop este cu 4 loturi. 4, 4, 4. De ce? Că dacă eu am deschis prima tranzacție, la mine ajunge la take-profit și se închide. Următorul buy, eu rămân în piață numai cu 4 loturi. Fiecare tranzacție care... Eu nu fac numai metoda adăugării, eu să-mi adaug. Nu fac aici 4, 4, 4, 4. Să am 20 de loturi concomitent active pe piață. 4 deschis, 4 se închid. 4 se deschid, 4 se închid. E clar cum? Ele nu rămân active, eu nu măresc riscul. Tot asta este calculat conform risc și money management. Eu știu, eu sper că vă voi cunoscut acest cuvinte. Da. Precis? La toți? Această strategie de tranzacționare ne merge atât la depozitele care merg pentru construirea, la profit sau la venit stabil, spate foarte leger de tranzacționat. Cine a fost la cel masterclass când am dus cu domnul Mihai și am vorbit despre investiții? Da, bursa. Bursa, New York și Nasdaq. Țineți minte? V-ați uitat pe grafic ce s-a întâmplat? Cei ce noi am prognozat cu vreo... vreo 4? Vreo 2 luni, las fi 2 luni urmă. Noi am prognozat pe ani de zile. Deja în mare parte toate mișcările au fost. Iată, cei care ați fost atunci la masterclass, măcar o parte din ei este neascultat de deschis tranzacții după recomandări, deja aveau să-și atingă scopul. Dar mă rog, noi la toți spunem egal, dar nu toți ne aud. Deci, cu construirea depozitului, iar că facem în felul următor, și deja nu se fie de greu să faceți lucruri de loc. Da, eu înțeleg, voi deschideți acolo, presupunem, voi spuneți că eu vreau să-mi construiesc depozitul. Dar, de fapt, voi oricum zburați după acele emoții și începeți tranzacționați. Pe SPI, da? Pe CAC, da? Petrol, cu formă mai mare, da? Dar ce? Petrol, cu formă mai mare. Nu e credită noastră. 100%. Eu știu, dacă respectați volumul, eu foarte tare mă bucur pentru voi. Dar ca să fie mai simplu să faceți numărul de loc, nu chiar cu 0-1. Cu 0-1 cu ce tranzacționați? Ca să fie? Dar e un loc cum tranzacționați. Ați spus că e cu 0-1? Nu, am încercat. Am încercat și... Clar, de asta și nu se primește. Acolo nu e scop, acolo e încercare. Nu e tranzacționat. Zici ce, nu e manager? Dar eu asta din start explic. Ce înseamnă cuvântul a încerca? Nu, no, experimentat, de fapt, trebuie să vezi cum funcționează. Stai un pic, nu vă duceți voi de la temă, eu vorbesc de încercare. E că eu am încercat. E că fiecare din voi are un obiect în fața voastră, da? Mișcați obiectul dintr-o parte în cealaltă parte. Hai, mișcați. Pixul, telefonul, carnetul. Ați mutat? Este. Hai, exact pe dumneavoastră. Acum încercați, mutați acest obiect. Dar încercați. Ori faci, ori nu faci. Dar încerca nu e așa de bine. Eu știu că eu ori fac, ori nu fac. Deci cu încercatul nu merge. Mai ales la mine. Nu-i faci. Nu e așa. Da, da. Mai departe deja fac. Atunci eu zic... Ian, fac. Ian, că e la fac. Interesant, hai. Nu, am mărit volumul, bă, nu e esențial, așa, într-o proporție, și nu pot controla. Dar când te uiți acolo, cum îți duci și... Știu, și pui respect tot prostul, respect că-ți prostul și ușurim, vezi că ești mai altfel. De asta își dormiți liniștit. Dar dacă nu respecti și... Ați spus de la început că eu dorm liniștit noapte. Eu când am zis că de regulă m-am mai avut noapte, în telefon spus, dar eu dorm liniștit. Respectați. Cei care nu respect, la sigur nu dorm. Ce e și dacă nu respect asta, cum cu zile, a prins momentul. Am întrebat că mă încălzesc situația. Uh-huh. Și atunci altfel. Când vorbim despre echilibru... Acolo precis. Acolo eu sunt... Deci dați vorbim în real. Trebuie să începi prima parte. Da. Până nu poți să-mi pui prima parte, nu
și urmă că nu le arzi. Dar cum spuneți, deja s-a zis ca un... Ei, eu aș vrea să construiesc de fost. Poate am luat. Știți care e virusul? Emoția asta la toți a fost, eu sigur. Traderul, domnul Andrei. Explicați și bine, tot vreau ceva să cunosc nou. Ce acolo discutați așa, interesant? Nu, am întrebat de... Spread-ul e mare dacă se schizi multe tranzacții, și 10 puncte, sunt de 3 puncte la spread și profitul tot de fapt e 7 puncte la fiecare tranzacție. Și așa 10 puncte îți calculează spread-ul plus... Încă un moment, toți ați înțeles cum clasa asta pentru tranzacții sau nu? Eu pot să mai explic încă o dată, nu mi-e greu. Uitați-vă, deci... Încă o dată începutul, dar cu... Da, eu am nivelele. Iar cel mai simplu, cel mai simplu, eu am nivel. Distanța de la nivel la nivel cât e este? Cât trebuie să fie? 50 la 110 puncte. 110 puncte, distanța de la nivel la nivel. Poate să fie 60, 70, 80. Noi știm că mie îmi trebuie confirmare de aici și confirmare de aici. Și undeva profitul curat care îmi trebuie să-l iau dintr-o singură tranzacție, el constituie aproximativ și lasă-l să fie 60 de puncte. Vine și mai mult, și mai puțin. De regulă sunt și... Chiar și pe cei lira sterlină și pe euro dolar, spate de la și cu 80 de puncte take profit, 70 de puncte take profit, spate. Spate. La singur spate. Time frame. Time frame. Da. O oră. O oră. Deci eu deschid de aici tranzacția, vai, 4 loturi, dar să fie după risc și money management. Și take profit nu-l pun sus. Dar pun la 10 puncte. Aici el o să intre și spread-ul de 3 puncte și primești profitul meu curat, o să fie 7 puncte. Corect? Take profit să fie aici. Take profit. Egal cu 10 puncte. Mai departe, unde stă take profit la distanța de un punct, puteți puneți un alt ordin amânat, iată de aici până aici, să fie un punct. Puteți puneți buy stop, ca să vedeți într-adevăr că ați făcut plus. Buy stop. Deci, iarăși, de la acest nivel, să fie un take profit de 10 puncte plasat. Take profit-ul egal cu 10 puncte. Și până eu o să iau aceste 60 de puncte, presupunem, ținând cont de acest punct diferență, eu o să plasez undeva, o să fac o plas undeva din 5 nivele. Buy stop, buy stop și încă un buy stop. Și când aici se închide tranzacția, alta se deschide, eu nu rămân cu toate loturile pe piață. S-a închis una, s-a deschis alta. S-a închis prin a doua și se închide mai întâi și după care se deschide alta. Și permanent, volumul este respectat și adaptat conform depozitului pe care eu îl gestionez. Bun, asta este... Am parantez, cum ați voi, posibil, din mine ați intrat în control, da? Vreți cu pauză, da, ca să vă liniți. E foarte cald. Da, cu ideea din un punct. Cred că mai bine 3 puncte. Ok. Pentru noi știm... Vă întrebarea mea aici. De fapt, știm că nu crești numai... De tot da. Nu, ideea era care... de fapt că în momentul în care dacă lăsăm doar un punct, ce o să se întâmple? Poți să închezi tranzacția? O să activez următorul bai și încă o să rămâi activ celălalt, da? De ce? Dacă suntem în prezența spread-ului de 3 puncte, înseamnă că noi o să avem, da, linia de bid, pardon, bid și ask și distanța dintre ele o să fie de 3 puncte și o să se închidă tranzacția mea când ambele se treacă peste și avea ulterior se va activa următoarea și în așa manieră ca să fie 100% sigur puteți mai bine să, ca alternativ, puteți mai bine să vă orientați la un take profit tot de 7, dar de 5 puncte, dar să plasați următorul buy stop de la take profit, stai, buy stop sau plasați la 4 puncte. Ca să fie sigur să evitați momentele de slippage, ca să fiți sigur că se închide tranzacția activă și se deschide următoarea. Putem că... să facem și următoarea. Slippage. Putem să facem scalp în port. Da. Faceți scalp cu stop loss? Dar aici tranzacțiile trebuie să aibă stop loss. Și la fiecare mai scalp de post. Scalp de mai mult, dar nu respect volumul. Scalp și asta e tranzacții de scurtă durată, care durează până într-o oră, câteva minute. Și dacă să facem noi doi dezbatere,
Pentru că noi le diferențiem. Asta, da, iarăși confirm, a spus mai bine 4, dar iar, asta e maniera mea, sigur, mai puțin, dar sigur. Domnișoara Olesia, poate fie rog te-i caut, acum. Acum, de ce acum? Slipeci euro-dolar și pe lira-dolar, mai puțin suntem. Ca mai știi? Mai știi? Niciodată nu a fost. De când știu eu viața, euro-dolar, slipeci n-am avut caz. Vreți voi slipeci, poftim, intrați pe lira turcă, pe mexican, pe zar. E ca cotațiile care au volatilitate mare, cotațiile exotice luați. E ca acolo slipeci unul peste altul este. Parcă ai pus take profit vreodată, dar tranzacția s-a închis în minus. De ce? Pentru că a fost o alunicare. În cazul la euro-dolar, credeți-mi că de când tranzacționez și de când tranzacționează și traderii mei, dar asta deja este experiență de ani de zile, când slipeci pe euro-dolar și pe lira-dolar, eu n-am văzut. Dar pe video am avut, euro-dolar am avut despre. O ajuns de la take profit, nu s-a spus în care. Nu, asta nu e slipeci. Ce e slipeci? Nu vreau profesia mea, eu nu. Alunicare. E ca să închid în take profit, când uiți la istorie, tranzacția este închis cu verde, dar ei e în minus, e că cel e slipeci. În cazul în care, pur și simplu, a ajuns la take profit, de la mine este take profit aici, ceea ce s-a întâmplat la dumneavoastră. Și el a ajuns până la take profit, el s-a început să facă verde în istoria care că trebuia să se închidă, dar el nu s-a închis și s-a întors înapoi. De ce? Pentru că nu a trecut acele trei puncte. Situația asta. Nu a trecut și ASCU și el. A trecut numai ASCU și s-a întors înapoi, nu a trecut și el. De ce vă spun? Noi tranzacționăm așa, că domnul care a început să facă construirea depozitului în felul următor, el tranzacționează la un punct distanță. Până când totul este în regulă, stop loss-ul nu a luat încă niciodată, deja are lună și jumate de când tranzacționează, încă stop loss-ul nu a luat. De ce? Stop loss-ul la toate tranzacțiile el trebuie să fie. La toate. Că step by stop aici, stop loss-ul nu pun aici unde deschid mai jos, dar îl pun în direct la primul, sub nivelul care a fost străbătut. La toate tranzacțiile să fie în același nivel stop loss-ul. Și ele nu se închid. Chiar dacă tranzacția s-a deschis și ea nu se duce deodată în profit, pentru că ele fluctuează, cum ați spus și dumneavoastră. Nu e așa ceva, că 50 de puncte îl se meargă brus. Încă pe lira sterlină asta poate mai fi dintr-o singură lună, a făcut 60 de puncte și s-a liniștit. Dar pe cotație euro-dolar e poate să fie mai lent. Da? Ați observat asta? Dacă voi nu tranzacționați pe valută, de unde s-o observați? Și ultimul tip de tranzacționare, da, ultimul tip de tranzacționare asta este venit stabil. Aici mai mult merge pentru cei care nu prea au timp să tranzacționeze, dar ei bani vor să facă. Aici, de regulă, venit stabil începe de la 10.000 în sus, de la 100.000 în sus. Ai deschis tranzacția, uita via. Cum eu iubesc să spun, desuori asta o spun, ai deschis, te-ai cucat pe urechi, te prezint, ești în profit. Dar aici, concret, merge vorba de profit de 5-15%. Și la depozitul de 100.000, nu tranzacționezi atât de agresiv, dar profitul oricum faci ca la construirea depozitului. De ce? Dacă noi vorbim de depozit simplu, la depozitul de 100.000, fiindcă hai în mare parte din trader, deja eu sper că voi cunoașteți asta, că mulți au ca scop să ajungă aici. Sunt cei care din start își construiesc afaceri și încep cu 100.000 și tranzacționează. Dar sunt cei care au ca scop să ajungă la 100.000. Pentru că dacă tu ajungi la 100.000, se poate cum și noi am vorbit anterior. În cazul în care tu începi cu 100.000, 15% e foarte, foarte simplu de obținut. Da? Sau nu? Leger. Volumul maximal care îți permite asta este 10 loturi. Încă nici 10 loturi. Încă niciun trader VIP nu cunosc care să ajungă la 10.000 și să-i devine impact cu 10 loturi. De regulă aici, dacă te-am mai mult mai simplu, ai deschis să încep și o tranzacție cu un lot, pe spici în sute și o lași. Frumos! De dragoste să zici. Ca nu mult. Poți și cu două loturi, maximal. Pe spici în sute, cu două loturi, la 1.000 EGR. Dar la două loturi ai ce faci. Aceeași situație și pe cap 40. Numai deja la 100.000 și nu cu un lot, dar cu 0.5. Capul meu e agresiv. Iubești cineva să tranzacționează pe cap? Cred că nu sunteți ai mei, dar mă înțeleg foarte bine. Shower, cu un lot încet short, la 100.000, tu ai atâtea posibilități de diversificare. 10 loturi, pentru ai 10 loturi și să duc piața și nu știu, 1.000 de puncte împotriva ta, 2.000, 5.000, dar chiar și o corecție mai mare, că le spui 500. Cât e cea mai mare corecție la spin? 120.000.
Maximal cât faci piața, maximal asta, 60.000 de cont. Conlotul întreg este $60.000, dar asta este foarte, foarte și foarte rar. Ultima corecție a fost de 24.000. Am avut un lot întreg pe piață, 24.000 chiar din cel mai nepotrivit moment. Eu încă n-am prins nici o dată corecția întreagă, pe scris o rezist. Dar ați prins-o? Da, am rezistat, adică. De sus am deschis, o deschidem și punem trei profite, o închidem și din vârf până în jos am prins-o și pasă înapoi. Dregul, știți-a pe PSP, este impuls mare, mare și parcă îți pare de-a nu mai ai rândul de el în zmenul și încă la deal și începe o corecție. Noi, corecțiile astea, voi știți foarte bine, noi să nu deschidem, așa? Să vezi cineva care face său. Da, eu fac. Eu pe speech îmi suit în scalping, am prins o luminare practic tot cu umbre. Eu singură n-am înțeles cum am prins-o, n-am ce încerca confirmare. Și zic, nu prea cred el cine știe ce se meargă, haideți să deschid o tranzacție. Și am deschis cel și am luat practic luminarea în întregime și în mare parte și tot cu umbre. Și zic, nu trebuie să-l este pe speech. Și am închis tranzacție. Și am închis tranzacție, mai mers în cel. Și s-a întors cu dus în baie, că la momentul potrivit eu am închis-o. Nu m-am închis-o, că acolo formatul luminare ca și unul. Fix o trecut spread-ul și fix o luat. Era tranzacția în profit și am închis-o manual. Asta a fost în caz, dar de regulă noi recomandăm și tranzacție. Baie, asta este o posibilitate de deschid tranzacții de baie de mai de jos. Da? Și ați făcut. Și a fost căderea asta de 24.000 de puncte și mă orientez la poziții de cumpărare. Depozitul de 100.000, hai 100.000 cu 100.000 la companie, este deja 200.000. Sincer să vă spun, ți-e drept în cot și faci spiu. Oricum reziști. Știți de asta sau nu? Și când el începe să ridica, deci te mai orientez încă la un bar. Hai, dacă ne temeți cu volum mare, dați pe 0,35. Sau plasați ordine, de bani liber. Și iarăși e tranzacționare, legea. Dar diversificare ce este și foarte mult. Eu cred că ca tare trei de începători au problemele astea de deschide tranzacții de pe vârfuri. O avut cineva? Da. E ca fix punctul maximal el bias. Dar știți de ce el de aici deschide? Că asta deja cu timp trece. Dar de ce prima perioadă? Fiindcă el stă pe aici și scândește, deschid bai, dar cam nu moment. Și el se duce și el stă s-a dus vreo 2000 de puncte, deschid, dar nu bai, cam nu. Și el se mai duce vreo 2000 de puncte. Și el gândește, azi deschid-o și nu se dacă se mai duce încă vreo 2000 de puncte, precis deschid. Și el se mai duce încă 2000 de puncte și el totuși abia acum ia de ce zis deschidă baie. Deschide baie și evident că de-am trebuie să facă corecție. Iată, din cauza asta, pentru că trei de începători, mai ajunge curajul ăsta. Am văzut mișcarea, am intrat. Dar dacă sunteți trei de la domnul Andrei, da, să așteptați mai multe corecții. Streacă prețul din asta. Eu lasă la fantazie. Da? Ce, dar e vorba de bani, eu spun. Am avut un domn, eu simt tranzacțional, dar tranzacțional, doamne, când zonele părinților nu pot să-l prevez, nu-mi simt vina, pentru că nu l-am învățat să tranzacționeze cu așa volum. Eu real nu învăț greșit. Dacă nimeni nu mă aude, îi aud către managerul meu când a fost începătoare și a tranzacționat și la mine să primească. Am avut un domn, el a început, vă spun realitatea, 10.000 cu 10.000 la companie, double hit. 20.000 am început și pe spice în sute. Dar nu mult aștepta. Era sell, era buy. Și nu cu un lot două, dar cu 10 loturi de dată. Pentru că am un spread-ul la spice în sute s-a mărit și marja. Știți sau nu știți? Deja din nou. Marja acum e 1200 și dacă cândva era 700, când el a început să tranzacționeze, era de $700 la un lot întreg. Spread-ul era 120 de puncte, am spread-ul e 240 de puncte. El când deschidea tranzacția, pa-pam, cu 10 loturi, da, avea cioică bună, cum se spune în popor, că acolo nu mergea analiza prognozării, era indiferent. Eu încă dacă recomand scalping-ul după ceva să te orientezi să o faci, adică după trendul crescător și în direcția trendului, păi el nu se mai orienta la trend. Era confirmare de sell în scalping, sell cu 10 loturi. Să închidea tranzacția, o închidea manual, de fapt, că le plăcea că stai în fața calculatorului și să ai de fructuri și e în stomac. Eu n-am așa tărit de caracter să mă uit să faci tranzacție și chiar la fiecare 10 minute eu mai deschid și uite tânsul. El stătea în fața calculatorului. Bye, sell, și cu 10 loturi, permanent, după ne-am făcut analiza peste o săptămână,
Am zis, vă rog frumos, lăsați, nu e al vostru. Nu, domnul Șarles, atât de bine, dar au fost o singură dată la analiza tranzacțiilor. Timp de o lună de zile a făcut 87.000 profit. Din prima lună de tranzacționare, 490, aproape sub 500 de loturi făcute. Au primit cashback-ul și 3%, vreo 2.000 și ceva de dolari. Și așa era de entuziasmat și a zis că vă rog frumos să mă sunați să ție mingiulos. Dacă eu îl chem la întâlnire. Eu îl chemam strict la analiza tranzacțiilor, să-l ajut, să-l corectez, să-l tranzacționez cu volum mare. Și domnișoara lui să eu nu vin la oficiu, până să am nevoie, îți vin. Ok. Cum credeți ce s-a întâmplat cu dânsul? Ăsta nu-i așa după ucioc, ăsta e altul, doamne, cât e mai timp scriu o carte, despre trader, că așa o să primească. Cum credeți ce s-a întâmplat cu trader-ul? Nu, știți care e rezultatul la doilea cont? Fix ca și la primul. Persoană, nu s-o oprește, eu îi spun, zic, dați vă fac business plan, gata, ați încercat odată, două oară, vedeți că nu merge, nu. Știți ce faci? Îți duci pe secret și pune bani și începi să tranzacționezi, doar că eu să știu. Ultima dată când am venit, a fost vreo două săptămâni în urmă și o să știu plec la Germania. Zic, dacă am venit, el a lăsat lucrul, el când a venit la mine, lucra șofrier, el era permanent și întârzia încă la lecții și tare ne-am chinuit să-l punem la punct. Vreo două lecții, zic încă o dată, dacă întârziați, mai mult nu vineți. Nu, gata, vă promit că nu. Și într-adevăr, mai mult nu am întârziat. Și aici este o perioadă de timp, am aflat că o lăsat serviciu. Păi că știți, am găsit lucruri visilor mele. Îmi spune, trebuie să ții la lucru, copii la școală și vin în pat și tranzacționezi. Nu trebuie să ceva ori când spiu era tare volativ. Știți care sunt oarele cele? 10. Și încă? Și oarele oameni, spune. De la 4 jumate. De dimineață până la, de la orele 10 până la 12 și de la 4 seara până la orele 8. Și deja eu gata. Vinez o țăie de la lucru și eu sunt pe acasă. Și pe el nu mai știu și eu am intrat în casă. Și zic, ok, hai și soția, așa să fie mai ușor. Nu, vreau să ies lucrez, eu am stau acasă. Păi scurt, persoana în Germania a plecat și a zis că eu de acolo am strâng bani de cont și am strâmit aici și a zis soția să-mi pui pe cont și de acolo să-mi tranzacționez. Doamne, pe omul ăsta nimic nu-l schimb și nu știu cum să... De-aia mi spun, gata, uitați, nu, știți cât de bine merge spiu. Și are experiențe negative și eu îi spun, dă business plan. Și ca să-mi spui cineva, oamenii tranzacționează ca să facă bani. Nu. De-aia mă-s convinsă că nu prostă îmi place să tranzacționează. Te-l primești cu plăcere la proces, nu, stai de fruct, nu să mă... Să aduce aminte din prima dragoste, idei nu am. Dar lui așa îi place să fac și eu îmi zic, faci ce vreți, mă rog frumos. Eu îți fac business plan, vrei mă ascult, nu vrei nu mă ascult, asta e strict a vostru. Bun, e clar cu riscurile bun. Noi o să trecem și o să arătăm. Mulți poate știți, poate nu știți, noi o să pornim acum și proiectorul, este o... Ne-am pregătit să vă arătăm care tipuri de trade și la ce poți să ajungi în decurs de un an de zile. Începând cu construirea depozitului și cu venit stabil. Domnul Dumnezeu să ne rugăm și o să ne ajute. Construirea și fiindcă cei riscanții nu ajung un an de zile. Dacă spui cineva că tranzacționează să riscan și stă un an de zile, eu-s gata, nu știu, 10.000 dolari să-i dau. E dălnim și ceva. Dar riscant. Așa cum iubesc trei. Ba. Volum maximal. Ne-am înțeles, nu ne întâlnim, pot să vă spun sigur. Am mai pariat cu un trader în sfârșitul 2019 și începutul 2020.
nu, sfârșitul 2020, începutul 2021. Scăteți-o la Bitcoin, o să ajungă la 15.000. 2020. El spunea că Bitcoin o să scadă și o să ajungă la 15.000 dolari. Zic, noi, eu sunt gata să pariez pe ce vreți pariem. Prețul la Bitcoin minim la 20 o să ajungă. Dar în sfârșit, până la începutul 2021. Și a dispărut, și sporul, și trader, și nici nu mai vine, sun, nu răspunde, nu vine, zic, ok, s-a dus trăim bani pentru pariu. Nu are cum, dar în fine, noi știți aici, suntem în perioadă mai îndelungată. Deci începem cu construirea depozitului. Cât începem să construim? Cât începem să construim? 10. 10 plus 10? Facem așa, o să calculăm un depozit de 10.000, unul de 40.000 și o să vedem ce ăla vine stabil, de 100.000. 10.000 simplu sau cu double hit? 10 plus 10? Simplu. Dar de ce stă 8? Dar de ce 10? 5 cu 5. Asta pe... Asta pe... Double hit-ul la cât începe? La 10.000. De la 10, dar... Da. Stați un pic. Nu. Care cu 1 plus 1. Care e diferența? Stop! Voi nu știți parteneriatele. Hai. Cine a prins double hit-ul la 5.000? Bucurați-vă și mulțumiți Domnului. Pe mult noi. Rare mări sunt oferte de la broker când el oferă double hit-uri de la 5.000. De regulă la 5.000 poate fi bonus. Dar știți de diferența dintre bonus și double hit? Care este? Da. Bonusul, adică ceilalți 5.000 îți vin treptat, îți vin double hit. Da, stop, stop, stați, pe lent. A fără o fiertă mai. Da, și acum ne putem să luăm și noi bonus, ia? Cum da, tu și nu ești? Stop, hai povestiți niște știți. Nu, nu. M-ați foarte repede și m-am... Putem și analizez și vă spun. Hai, analizați. Eu știu. Întrebați, așa. Așa că eu sunt alături și pot să vă rugăm cu colegurile, da? Oameni buni, care e diferența dintre bonus și parteneriat? Parteneriat este cashback. Dar la bonus nu dă cashback. Nu, nu-i vorba în cashback. Galina, eu știu că vă știți. Eu știu că vă știți, eu cred că ăștia care nu știu. Iată, dumneavoastră îți primi double hit la 5, da? Care e diferența dintre double hit și bonus? Diferența între double hit și bonus e că la double hit suma o are din start în cont plus 5, că investezi 5 ani din start plus 5, că îți poți să aveți una. La bonus nu ai din start, nu poți să aveți unii cu 10. Nu-i corect? Ai o parte de dreptate. De ce? La bonusul e tot aceeași și bonusul e tot la aceeași sumă, cu 100%. La bonusul nu-i credești, nu poți să nu înseamnă bani. 56 în lume. Galina? Da. La double hit, până nu faci suma mai mult, nu poți scoți nimic. La bonus, îți vin tot din start, cât e atâta și îți vine și bonus. Credem că voi știți. De fapt, mie îmi place când dumneavoastră ați menționat, cel puțin așa e la Atrium. Pelerone 1, Atrium, Alexandrie, Tiraspol, Italia, Marea Britanie. E unul și același peleron și e unul și același parteneriat. Deci, haideți noi cam rău cu parteneriat. Ce ține de double hit și de bonus? Este aceeași situație. Double hit-ul și bonusul. Bonus. Nu merge vorba de cele 5.000. Atunci voi ați avut cei care beneficiar din double hit la 5.000, voi ați avut pur și simplu marele noroc, onoare, nu știu. Ați nimerit probabil în ultimele zile, de parteneriat când brokerul face o, nu știu, o ofertă. Poate să fie ziua companiei, dar asta trebuie să dăm foarte, foarte rar când se oferă double hit-uri la 5.000. Dacă nu e ziua companiei. Cine știe când e ziua companiei? Da, 4 octombrie. Am venit 5 ani zile. Dar eu cred că până în octombrie voi gândiți că atâtea luni când ați făcut profit. Vă faceți 3 bonusuri până în octombrie. Nu mai mult vă faceți. Ce ține, ce ține, dați vă să vă explic că nu e ok. Eu la Alexandria așa am trecut, la altul așa am trecut. N-am făcut extragi, nu pot să fac extragi.
Deci double hit tot sunt acele 100%. Și aici, și aici 100% din investiții. Depinde dacă bonusul e 100%. Poate fi bonusul de 70%, de 40%, depinde. Depinde ce perioadă voi nimeriți. Pentru că ofertele care îți spune, noi știm de ele și noi de fapt anunțăm. Dacă este ceva bun, nu scăpat șansă. Urmă să fie. Eu vă spun așa cum este. Double hit la 5.000, noi. Double hit începe de la 10.000. Deci 100% și aici, și aici. Trebuie de făcut și la cât de loturi aveți de făcut la 5.000? 500. 1.300 de loturi la 10.000. 5.000, nu știu. 600. Și pe la 10.000 de dolari. Câte loturi la double hit? 1.300. 1.300 de loturi. La 10.000, câte loturi aveți făcut? La bonus, ca să vă deblocați bonus și bonus să fie bonus, trebuie să fie făcut 10 loturi, la fiecare îți primești 1.000 de loturi. Știți cât? Pentru ce ați optat mai mult? Pentru bonus sau pentru parteneriat? Eu am optat pentru parteneriat. Pentru parteneriat. Eu ca tare tot pentru parteneriat aș opta. De ce? Pentru parteneriat, el îți spune că timp de jumătate de an, eu nu pot să fac extragere. Informația e rânată. Poți. Și dacă faci jumătate de numărul total de loturi, faci tot extragere, tot la tot profit. Mai repede de jumătate de an. La bonus, când vrei, atunci faci extragere, dar deja aici, iată, sunt așa situații. Noi, ca tare asta o spunem. Compania la bonus și dacă traderul, iată, spre exemplu, a început tranzacțiunea cu 10 în 10 bonus de la compania, a făcut încă 10.000 sau 5.000 și scoate tot profitul. Și el rămâne iarăși pe investiția lui și pe investiția companiei. Păi compania își rezervă tot drept să pui stop pe bonus. Ceea ce ține din parteneriat, voi liber puteți intrați și banii companiei. Parteneriatul e strict, a fost super, de la început până la cap. Și extragere puteți liber în fiecare lună la double hit să faceți, și anume să faceți extragere de la comisioane. Cashback-urile și 3%. Dacă nu ai dat compania și pune stop pe bonus? De bonus cu stop ați auzit? Ele că tare toate bonusurile sunt cu stop. Asta și spuneam că profesorul Apo are dreptate. Ele nu se deblochează parțial. Nu, ideea este în felul următor. Că traderul îi se oferă 100%, dar ele nu sunt tranzacționabile. Dar sunt cu stop. Respectiv, efectiv un cont. Iar tranzacționa, ai oricum investiția ta. Și îți faci business plan într-un fel sau altul după suma care ai investit-o. Bonusul este ca o motivație, ca în momentul în care ai deplinit numărul de loturi, de ce să numești bonus? Că ai bonus, ți-ai dublat investiția în momentul în care ai. Dar de fapt, tranzacționezi cu investiția ta. Când, da, dar la double hit, faci business plan la double. Toți banii sunt tranzacționabili. Și îți faci depozit, îți faci deja business plan, la investiția dublă, da? Deci faci acută dublă. Nu numai pe investiția ta, dar eu am tranzacționat și pe bonus, am primitat și bonus, și investiția mea și... Îți prins momentul de bonus fără stop. Este exact. Bonus cu stop și bonus fără stop. Au fost caz unic, bonusuri fără stop. Cazul unic, așa că cum a fost, da, double hit la 5.000 și bonus fără stop. Asta care, a fost care e logica? O ofertă, doar micuță. Care e scopul? Mă scuzați, dar trebuie să terminați. Terminați. Nu, nu, eu când ați terminat, fac pauză. Bun. Deci, voi nu aveți de unde să știți asta. Dar noi, aici, în interior, când în interior, noi nu lucrăm la telefon, noi totuși lucrăm la double case, dar ofertele care sunt de la broker oferite, noi le cunoaștem. De asta noi când vă anunțăm. Pentru că noi, mă rog, știm că e ca traderi din mâine pe mâine, că sunt trader care degrabă el știe că de-am el fierb, eu de-am o plictisesc, am avut și așa situație, că traderul, eu mă plictisesc de-am să tranzacționez cu demo. Iar traderul ăsta mâine pe mâine o să înceapă să tranzacționez cu real. Și atunci noi avem o listă oarecare și noi contactăm și spunem. Dar noi, de fapt, toți, practic, vă anunțăm în grupuri, sunt bonusuri, la sfârșit de lună sunt oferte, adresați-vă la manager, pentru că noi cunoaștem despre asta. Noi când vă spunem că este double hit la 5.000, asta este diferit. Ceea ce este permanent, asta e double hit începând cu 10.000 și care celelalte, bonusul e cu stop.
Asta e varianta clasică, care noi o avem. Dar sunt, mă rog, excepții, da. Sunt oferte. În primul rând, bonusul nu este o regulă. Rămâne la latitudinea companiei, dacă vrea să oferi sau nu. Nu pot să fie, pretenții dați în bonus. Nu e scris nicăieri că noi obligatoriu trebuie să vă oferim bonus. Poftim? De la nimeni nimic nu trebuie să dăm. Da. Dar când vorbim despre Double Key, despre parteneriat, deja suntem în situația unor relații contractuale, care fiecare parte și are drepturi și obligații. După care, situația care a spus-o dumneavoastră, că ați avut bonus și ați tranzacționat și din bonus. Se întâmplă asemenea cazuri, acum nu prea, au fost situații, dar după care este logica și motivul de a oferi bonus? Ca brokerul să motiveze traderul, da? Să-i dea posibilitatea de a tranzacționa cu un volum mai mare, de a-și atinge scopul mai repede, fiindcă de fapt ce sunt? Parteneri de business. Dar în momentul în care un partener merge la întâmpinare, cum ar fi brokerul, îi dă bonus traderul, dar celălalt partener, traderul, începe să dea X, 2X3, X5, 10 loturi PSP, păi ce fel de partener de business mai suntem? Și în acel moment spune stop pe bonus. Și păstrează investiția. Puneți-vă și voi în locul companiei, aceeași situație. Păi, dar traderul riscant și ajunge, gata, ți-am dat o șansă, ai folosit-o, n-ai folosit-o, asta e problema ta. Eu îmi rezerv investiția mea. Și asta este tot. Bine, haideți să ne întoarcem înapoi, o să ne întindem până la 8. Haideți, începem de la 10. Suntem... Cu double hit sau fără? Cu. Masterclass-ul gratuit până la 8. După 8, vedem ușa, percepem taxi. Ok. Cât începem? Cu 10 cu 10, double hit-ul la 10.000. Double hit-ul la 10.000. 40 și 100 deja o să devenim venitul stabil. Și o să vedem timp de un an de zile. Aici suntem plus double hit, cu comisioane, pe ori, cu risc, tot. Și peste un an. Cât la 100? La 10.000. Cât la 100 venit? Până la 30%. 20-30, asta o să fie. Haideți cu toți să stabilim. Cât la 100 vreți să facem profit pe lună cu 20.000? 10 cu 10. 100. Cine a spus 100? Stați un pic, mai întâlnim cu unul știu la dat. 20%. 20%, da. 20% și câte loturi faceți? Câte loturi faceți pe lună? Aproximativ, cât? 20-30. Nu, 100-30. Să mergem după risk și money management. Adică, ținem cont că avem 20.000 disponibili, da? Câte tranzacții am fi putut să deschidem în limita admisibilității, da, dacă să vorbim după risk și money management, timp de o lună. Haideți cu toți ați făcut business plan și știți care cantitatea poate să fie. 220. Ce? 220. Am înțeles. Altă versiune? De fapt, eu tot am avut parteneriat și fiind începătoare, tranzacționăm 2 săptămâni 0-1, că eu liber putem 3 loturi să-i dau. Prima lună am făcut cel mai puțin loturi, 143 de loturi, la double hit-ul de 15. Dar parcurs am făcut și mai mult. Evident că depozitul crește mai mare, poate că un număr mai mare de loturi să faci. Da. Haideți să luăm 1.000. 100 de loturi. Hai să fie. 100 de loturi. Le facem? La 20.000. Cu 20.000 facem. Ok. Da, nu, da. Deci... Deci nu e râd. Nu trebuie să străduți. Ușor. Depinde și... Deci e... Haideți, 100 de loturi. Deci ce avem? Scoate o tetrață mai de plată. Da, da, da. Da, o mai este. Stai de sub. Nu, poate ce vreau să te gândi. Stai de bine? Stai de bine? Da, da. Stai de mai departe. Deci, să vedem în prezența la domnie. Și aici vedem login. Am investit 10.000.
10 cu 10 plus procentul, 3% lunar, că la 100 loturi dacă le îndeplinesc, eu oricum primesc încă 3%. Corect? Și plus asta mai primesc încă și cashback. 10 loturi, corect, 100 de loturi pe lună eu fac și înmulțăm 3 loturi. Plus 3 loturi, astea sunt 300 de ore, fiecare lună eu primesc cashback, vrei, nu vrei. Da sau nu? Da, da. Și iată ce avem pentru 12 ore. Cât acolo profit? 254 peste un an. Peste un an? Hai să spunem 200 de ani. 254. Haideți să fie 200 de mii profit. Timp de un an. Da, vă da, 20% profit. Deja este 20% profit, noi îl luăm din acele 5 puncte. Din clasa care eu astăzi v-am arătat la efectuarea numărului de loturi. Închidem, da, da, voi știu. Cum adică stop? Cum adică loc? Deci facem un motor de acest. Ați făcut numărul de loturi, ați făcut acele, la 10.000 sau 1.300 de loturi. Da, nu facem 1.300 de loturi, da? Banii ăștia sunt banii. Și avem un exemplu cu 70 sau 80.000 de euro. Chiar nu s-a putut pentru loturi? Da, da, liber, ați ajuns pe spunea la 200.000, optați încă pentru un dat loturi, 400.000. Și voi așa mai repede o să ajungeți la VIP Platinum. Pentru ce vouă acolo? Știți acolo în care sunt comisioanele? Da, 60% anual. Dacă la depozit până la 100.000 sunt 36, de la 100 până la 1.000.000 sunt 48, de la 1.000.000 sunt 60% anual. Hai departe. În ce manieră mai e? Construirea și venit stabil, o să ne calculăm deja la 5%. La 40.000 la construire, cu double hit. Plus double hit. Și deja câte loturi îți faci lunar? 40 de loturi. Hai să fie în mediu vreo 4 loturi. 400 de loturi. Cât investim? 40. 40? 40. 80. Nu se vede deloc și nu se vede nimic. Tot 20% profit? Da. 25. 25. Gulenta, gulenta. Așa? Și 400 de euro. Numai? Aveți dublu. 400 de euro. Suma totală. Ușor. Da, 80 de mii, cu dublu hit, da, 40. 40 cu 40, 80 de mii. Da. Cât îți primești toată sfârșit de an? Nu, 860, puneți 80. Formula. În formula, atât corect? Cât ați spus? 871.000. Hai, 870.000. Peste un an. Și am o să calculăm la venit stabil. De la 100.000 la, hai să spunem, 10%. De la 5 la 15% noi trebuie să facem. Investim 100 și avem 2? Da. Întrebați voce. Voi fixați asta cu fără? Să nu mă spuneți atunci dumneavoastră. Ce ați spus? Dacă nu s-aude, vreți să dați întrebări, nu vă rușinați. Spuneți în voce tare. Noi de asta suntem aici. Noi să răspundem la toate întrebările. Nu faci sau. Câte loturi facem? 100.000? Câte loturi facem? 1.000. Sau nu mai facem? 1.000 loturi. Da! 1.000 loturi. Nu, 1.000 loturi. 1.000 loturi. 1.000 loturi. Dacă își băi cu deja nu 3, dar 10 dolari. Dar asta, conform oamenilor, sunt mie, sunt deja nu 3%, dar 4%. Acum, altfel, nu vreau să mă gândesc, dar iată formula. 100. Nu. A, 100 investiția, 100 la companie. 5%, 1.000 de loturi. 1.000 de loturi, da. La sută, la cât îți primește? 50.000. Să poți fi aici. Nu stai de la 50%. Că m-am spus ceva. 5%. De la 5 la 15, cât? 745. 45.000. Eu păcați și nu. Cum? Spați să-și iei din trebuie, ca să-și iei să-și iei să-și iei.
Business spatele făcut. Spatele făcut sau nu spatele făcut? Da, spatele acolo de calculat și la... Riscam? La tot terminare, nu trebuie să faci. Da, bine, nu trebuie să faci. Dar să ai un cont, nu. Dar să ai un cont de 100 de mici, totuși în 90%, făcut eu de la double case, chiar am un... Serios? Sunt trader care nu fac profit un an? Nici unul că nu cunosc care să fac profit, minim 5% de la început. Eu înțeleg, prima perioadă, mai ales începătorii. Nu știu de un sorie și un s-o apuși. Asta înseamnă că fac profit și îți ducă minus. Fac profit, îți ducă minus. Dar până la sfârșit de lună, vă garantez că eu 5% un an, fac, nu ai da. Dar asta este formula care și nouă îmi trebuie. În cazul în care noi spunem la construire, poți să-l construiești în cer, de la 5-10% lunar profitabilitatea, respectând raportul de la 2,5 la 5% risc. Riscul întotdeauna el trebuie să fie mai mic. De asta vă contactați cei care nu faceți profit lunar, vă contactați managerii, spuneți că mie trebuie profit de 5% pe lună. Vă o să vedeți strategii. Numai și planul să fac, numai voi trebuie să-l respectați. Și nu-ți faceți în felul următor, ați făcut analiza, prognoza, ați deschis tranzacția corect, ați pus take profit, stop loss, dar stați în fața calculatorului, iată cu confirmare. Aici ați deschis buy-ul, el ți-a dus puțin în minus, gata. La stop loss nu a ajuns. Duci un pic în minus și o stai în fața calculatorului și închide buy-ul și așteaptă, că intrarea nu-i bun. Și dar minusul tău a luat. Și aici minus 150, 200 de dolari. De regulă așa se întâmplă la traderii care sistem. Și până într-un final, tranzacția se duce unde trebuie. Am mai deschid și un stop loss și un sell de cum. Da, asta în general e catastrofă. Traderii începători își mai permit și asta să fac. Să gândesc în felul următor. Deschid buy. Și e să duce împotrivă. Și el se gândește, da, nu-ți mai duce tranzacția asta în buy. Închide buy și în momentul ăsta deschide sell. Dar asta a fost o corecție, mai atât. Și îți duce în bani. El aici gândește, nu îți duce în sell, închide sell-ul și deschide bani. Pune-mi take profit, fără că faci analiză și prognoză. Pune-mi take profit sus și nu ajunge la take profit. Logic, își duce în corecție și el iar o închide. E că asta e problema, asta e haos emoțional. Fiți buni, deci s-a făcut plan, fiți analiză și fiți faceți analiză după nivele, după trend. Voi știți să faci asta. Noi pe fiecare îl învățăm egal. Nu cu Ivan ne ducem la urechi și spunem unul la cineva altul. Nu, noi vedem cunoștințele tot egal. Deja fiecare din voi când le aplică că nu poți să ai o grupă la pregătire și doi să fac profit, doi să ducă minus după ce ești strategie. Ceva unul din ei scau. Și de asta trebuie de verificat direcția. Voi faceți ceva o greșeală. Pentru că minim 5% lunar, nu ai cum să nu-l faci. Apelați managerii. Sau pe noi. Noi să ajutăm. Bun? Întrebări. Ok. Întrebări. Am vorbit de scală incorrect. Da. V-a intrat în cap? Scală incorrect, eu nu dau pe tine. Mă scuzați. Eu organizez cursuri pe scală. Pe scală. Și-ar fi clar. A, voi vreți să vă duceți? Nu, asta a fost o glumă, evident. Masterclass-urile nu sunt plate. Cursurile sunt plate. Adică noi avem... Nu scuzați, oameni buni, noi vindem cunoștință. Noi la toți le dăm cunoștință. Noi la cursul de bază vă învățăm să tranzacționați. Și fiecare din voi, vreți, voi nu vreți, dar voi sunteți trader. Voi dați ce-ați trecut pregătirea, voi nu strângeți niciodată, indiferent după nouă schimb valuta. Și nu-ți vă gândiți cum să mai scoate și ceva de făcut. O speculație, ceva, diferența de preț. Fie fizic, fie platformă, nu contează. Traderul din voi, el deja o să fie până la sfârșit vieții. Vreți voi asta sau nu vreți voi asta, dar așa o să fie. Ce ține de scalping și de ceea ce noi oferim cunoștințe? Asta este experiența și munca noastră, până într-un final. Și prin scalping, până ajunge la o variantă mai ideală în scalping, nimeni trebuie pe ani de zile. Adaptat după risk și money management, după instrumente, după strategii, după ceva. Și de asta eu organizez cursuri. Eu am avut cursuri intensive pe indicatori, unde am vorbit despre alligator, MACD și indicatorul Ishimoku. Cineva din voi a fost acest cursuri. Plus la aceasta, eu să fac cursuri intensive pe indicatorii, pe metodele de dublare triplare,
care merg la diferite depozite și în anumite time frame. Plus la aceasta mai am un curs de tranzacționare în scalping. Scalping. Curs intensiv, 5 zile. Plus la aceasta mai am încă și pe CAC 40 strategii, numai că aici este o altă condiție. Depozitul minimal al traderului trebuie să fie minim 50 de lei. Alt, cu altă condiție nu se poate lucra pe CAC 40. Noi nimeni nu vrem să fie parte din prima categorie. Da? Sau este cineva care mai vrea emoții tari? Emoții tari se poate, dar trebuie să știi și cum să le iei. Se poate scalpingul făcut și corect. Dar scalpingul de regulă se încadrează în categoria strategii de tranzacționare de scamp. La fel, la compania Double Keys puteți să mai găsiți încă și cursuri intensive pe Fibonacci, domnul Andrei. Deci cursuri intensive pe instrumentele lui Fibonacci. Asta de regulă noi dăm lecții individuale, dar facem și cursuri intensive. Asta iarăși se oferă. Eu personal mai mult de două ori cursurile respective nu se le dau la intensiv. Eu le dau de fapt la individual. Dar am decis oferte de vară să fie 5 zile la un preț mai accesibil. Cei care sunt vă interesați, mă găsiți, mă contactați, este numărul meu de telefon pe Viber. Nu când aștept vă apropiați la office manager și luați cartea mea de vizită. Eu personal când încep cursurile, eu postez pe grupul traderilor începători sau și simplu ne întrebați, noi să vă răspundem. Este? Întrebări? Sugestii? Ați înțeles cum trebuie de îndeplinit scopurile sau nu? Da. Noi începem de început, da? Bun. Dacă întrebări nu sunt, sugestii nu sunt, noi vă dorim să aveți o seară cât mai frumoasă în continuare, tranzacții profitabile și neapărat să vă atingeți scopul. Regula de bază, știți întotdeauna, cât mai mulți bani vreți faceți, îi scoate de fapt, dar ei trebuie să fie corect. Atunci când managerul întreabă câți bani vreți faceți, nu amăjiți, că nici ne ajungă 1000 de dolari. Nu, n-ați vă ajungă. Dar tu, la moment, cheltui 1400 sau 2000, ție nu n-ați vă ajungă. Conștientul tău ați vreme mult. Și dai să-ți pui risc depozitului. Fiți sincer cu managerii voștri. Fiți sincer. Bine? Noi vă dorim o seară frumoasă.